Neatenția face victime încă o dată. Accidentele în județul Mehedinți sunt tot mai multe. Încă unul grav s-a produs azi în zona unui restaurant de pe malul Dunării, în care au fost implicate două autoturisme. Pe DN6, în afara localității Gura Văie, a avut loc un accident grav pe sensul de deplasare către Orșova, din care a rezultat rănirea unei persoane. Bărbatul care s-a înscris într-un viraj la stânga a fost lovit de către un alt autoturism care venea din spate. Pe DN6, în afara localității Gura Văie, pe sensul de deplasare către Orșova, s-a produs un eveniment rutier din care a rezultat rănirea unei persoane. Un conducător auto, încercând să vireze la stânga, a fost lovit din spate de către un alt vehicul, moment în care acesta și-a pierdut cunoștința solicitând venirea ambulanței. Se vor continua cercetările în vederea stabilirii vinovăției. Victima și-a pierdut cunoștința în urma impactului, iar conducătorul auto a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Se vor continua verificările cu privire la stabilirea vinovăției.